cremă de migdale. Vărsați 250 de grame de unt topit parțial, 250 de grame de migdale pisate și 250 de grame de zahăr pudră într-un castron mare. Amestecați puțin înainte de a frământa compoziția, folosind un mixer timp de 30 de secunde. După 30 de secunde, adăugați un ou și amestecați pentru încă 30 de secunde. Adăugați cel de-al doilea ou și amestecați pentru încă 30 de secunde. Apoi adăugați ultimul ou și amestecați pentru un minut. Amestecați cu o lingură, apoi adăugați 25 de grame de făină de porumb, 25 de grame de rom apoi. Continuați să amestecați. Această cremă poate fi consumată chiar și după o săptămână, dacă este păstrată la frigider într-un vas etanș, atâta timp cât nu adăugați crema de vanilie. Apoi adăugați 375 de grame de cremă de vanilie, o linguriță pe rând. După fiecare linguriță, amestecați timp de 15 secunde. Crema de migdale e acum gata.